Să încep uh, cu un verset, înainte să intrăm în uh, exercițiu care l-am pregătit pentru seara aceasta. Uh, este vorba de 2 Timotei 3 cu 16, este o scriptură foarte cunoscută. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Toată scriptura. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune. În neprihănire pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. De următoarele cuvinte. Toată scriptura, deci toată scriptura, tot ceea ce înseamnă scriptură, este insuflată de Dumnezeu. Toată scriptura este de folos ca să învețe. Să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire. De ce? Pentru ca tu și eu, oamenii lui Dumnezeu, să fim desăvârșiți și cu totul destoinici, adică pregătiți pentru orice lucrare bună. Ok, mesajul din seara aceasta este Scriptura este de folos. Scriptura este de folos. Uh, o, să, o să facem un exercițiu înainte să, să, să dau mai departe ceea ce am pregătit pentru seara aceasta, dar înainte, înainte să dau, vreau ca să citim un text. Textul se află în Evanghelia după Luca, capitolul 11, de la versetul 14 și vom finaliza cu versetul 26. Luca 11, începând de la versetul 14 până la versetul 26. Ne vom lua un timp să-l să citim. O să-l citesc eu cu voce tare textul, iar apoi fiecare dintre noi vom sta asupra textului și vom face următoarele lucruri care eu am să vi le spun. Deci, Luca 11, de la versetul 14 începând și vom finaliza cu citirea versetului 26. Cuvântul de le spune așa. Iisus a scos dintr-un bolnav un drac care era mut. După ce ai și dracul, mutul a grăit și noroadele s-au mirat. Dar unii ziceau, el scoate draci cu Belzebul, domnul dracilor. Alții, ca să-l spitească, îi cereau un semn din cer. Iisus le-a cunoscut gândurile și le-a zis, orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustită și o casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste alta. Deci, dacă satana este dezbinată împotriva lui însuși, cum va dăinui împărăția lui, fiindcă ziceți că eu scot dracii cu Belzebul? Și dacă eu scot dracii cu Belzebul, fiii voștri cu cine-i scot? De aceea ei înșiși vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile sunt la dăpost. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și îl biruie, atunci îl ia cu sila îi ia toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu adună cu mine, risipește. Duhul necurat când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută o dihnă. Fiindcă nu o găsește, zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine, o găsește măturată și împodobită. Atunci se duce de mai cu el alte șapte duhuri, mai rele decât el, intră împreună în casă, se așează în ea și starea de pe urma omului aceluia ajunge mai rea decât cea din tâi. Amin. Ok. Exercițiul constă în felul următor. 15 minute, ne luăm timp să recitim textul, să ne uităm asupra textului și să trageți fiecare în parte concluzii. Ce anume, Duhul Domnului vă scoate în evidență sau vi se pare interesant, trageți concluzii din textul acesta, învățătură din textul acesta. Am citit 2 Timotei 3 cu 16. Cuvântul Domnului spune că toată Scriptura, inclusiv acest pasaj, îți este de folos pentru că este insuflată de Dumnezeu. Este de folos să te învețe, să te mustre, să te corecteze, să te pregătească, să te echipeze pentru orice lucrare bună ca tu să fii complet. Ok? Deci, haideți să luăm o învățătură și să învățăm cum anume Uh, trebuie să studiem un pasaj, ce, cum anume să ne hrănim dintr-un pasaj, cum anume Duhul Sfânt să ne vorbească din acest pasaj. Apoi vom auzi câteva concluzii și după, după aceea am să vă trasez eu uh, care sunt lucrurile pe care eu le-am găsit în textul acesta și să vedem cum anume uh, mi-a vorbit mie Domnul. Bine, pentru cei care... Uh, ne vor urmări, spunem ce s-a întâmplat. Am luat 15 minute de pauză în care am citit în liniște textul, am stat asupra lui și am tras fiecare dintre noi concluzii asupra textului citit, lecții, învățătură pe care Domnul ne dă din acest text. Așa că o să vă aduc și eu concluziile mele legate de, de acest text. Sfatul pe care vi-l dau. Și asta, asta cu trecerea timpului și cu, prin, ex, prin exercițiu se, se, ajunge la asta. E bine să stai să filozofezi asupra textului. A filozofa asupra textului scoate la iveală anumite chestii care ar putea să fie acolo. Da? Primul rând începeți citirea cu rugăciune. Duhul Sfânt, tu ești acela care ai însuflat acest cuvânt, tu știi ce înseamnă, dăm înțelepciune, deschidem mintea, deschidem ochii spiritual să pot citi îndemnurile tale și învățătura ta. Apoi, pune întrebări textului, pune, pune întrebări fiecărui verset, de ce, de ce, de ce, către cine, pune întrebări, caută să pui cât mai multe întrebări corecte. A filozofa nu este nimic altceva decât să întorci pe o parte și alta, dar nu te va ajuta. Trebuie să ajungi la concluzii. Care, uh, concluzii, uh, așa cum am observat din ce ați dat, foarte mulți dintre voi ați filozofat sau ați pus întrebări sau v-ați pus întrebări sau v-ați dat cu bănuitul. Foarte puțini au tras concluzii. Da? A fost la cineva o intervenție și a tras o concluzie foarte, foarte bună. Cap-coadă. Problema este că la concluzie e bine să fie cât mai sumar prezentată, cu cuvinte cât mai puține. De ce? Că ți se întipăresc, că îți rămân clare în minte și de acolo, dacă vrei să rămâi cu mai multe lucruri, că anii trec, zilele trec și uităm. Da? Dacă folosim o agendă, dacă folosim un laptop, un notebook sau mai știu ce folosește fiecare să-și noteze gândurile pe care Dumnezeu îi le dă, le uităm dacă nu trecem. Dar învățați-vă să trageți concluzii simple, concluzii clare, concluzii care pur și simplu ți se întipăresc în minte, ușor de citit, ușor de reținut. Apoi sub ele începe să punctezi detalii din acea concluzie ca să te legi de acea concluzie. Ok, Haideți să vedem. Iisus a scos dintr-un bolnav un drac care era mut. După ce a ieșit dracul, mutul a găsit și noroadele s-au mirat. Concluzia pe care eu o trag, prim, prima concluzie pe care o trag, diavolul se camuflează. Diavolul se camuflează. Și acum încep să punctez. Se poate camufla sub circumstanțe, în cazul de față sub diferite boli. Ok? Vreau să corectez o chestie, nu orice boală are în spate un drac. Nu orice boală are în spate un drac. Putem avea de a face cu muți care s-au născut așa cu, cu probleme fizice sau au avut anumite probleme fizice și sunt muți, pur și simplu sunt muți. Dar în același timp, în același timp trebuie să punctăm anumite lucruri că anumite boli pe care noi le spunem genetice sau transmise din generație. Vedem în anumite cazuri, din generație în generație, există oameni muți, da? Uh, sau cu probleme, uh, în, cu un anumit handicap. Ok, pot exista în spatele acela, acelor handicapuri duhuri. Și aici aflăm că în spatele unei muțenii se afla un duh mut, nu că nu vorbea ci Duhul acela prin acțiunea lui îl împiedica pe acel om să vorbească. Da? Diavolul se poate camufla. Ce mai învăț? Iisus a lucrat cu discernământ. Isus a văzut, a avut discernământ. În momentul când Iisus a văzut acest mut, n-a mers la bănuială, la plezneală, la alba neagră. O fi, nu o fi. Ia-o aici, nu e aici. Da? Nu, el pur și simplu a văzut pe omul acela și în Duhul lui, în spiritului, lui, iarăși prin exercițiu, a depistat, este vorba despre o influență demonică. Întrebările, în anumite cazuri de genul acesta, întrebările te pot ajuta în cazul în care este un mut mai, mai greu. Dar, în anumite boli ciudate, întotdeauna când găsim boli ciudate, trebuie să punem întrebări a mai suferit cineva din familie, când anume a început să te îmbolnăvești. Și o să vedeți că anumite boli fizice care atacă anumite organe s-au întâmplat în anumite circunstanțe. Accident, traumă, șoc, spieretură sau mai știu ce. Ok? Și ce înțeleg eu prin asta? Că s-ar putea ca omul acela, în momentul când s-a speriat, el pur și simplu... A... A deschis o ușă sau în viața lui s-a deschis o ușă și un demon a intrat și a adus un duh de frică da? o, sau mai știu eu ce legătură. Bun. De iată concluzia din, din acest verset. Diavolul se camuflează, pot vedea, gândiți-vă că Isus, vă mai dau un exemplu legat de acest verset, gândiți-vă că Isus merge cu barca și ceartă furtuna. A certa furtuna a certat demonul sau duhul care să stătea în spatele furtunii. Pentru că, hai să o luăm așa, cine a creat fenomenele naturii? Domnul. Adică Domnul îi spunea unei creații, băi, de ce tun, de ce spume geapa? Când el a creat lucrul acela. Înțelegeți? Deci, iarăși, discernământul. Domnul Iisus a avut discernământ, a știut că în spatele acelui fenomen natural se află un fenomen spiritual. Ok? iată o concluzie. În spatele unor, unor, fenomene naturale se pot afla fenomene spirituale. Cum aflăm? Prin călăuzirea Duh, uh, prin Duhul Sfânt și prin a pune întrebări. Îl vedem pe Domnul Iisus când Tatăl a adus pe fiul său epileptic. Domnul Iisus îl întreabă de când îl chinuie așa? De, îi pune întrebări să vadă când anume s-a întâmplat sau cam de ce perioadă suferă băiatul? Vă se, uh, Ultima parte. Și noroadele s-au mirat. Deci clar că ceea ce s-a întâmplat a avut un impact în, în, în mulțime și o leg cu versetul 15 și versetul 16 și nu împart, în trei, nu împart în două categorii, împart în trei categorii. Oameni care au fost atinși de ceea ce s-a întâmplat, da? oameni care au devenit împotrivitori și oameni care au devenit indiferenți. Pentru că Isus le spune în alt context, dacă vă aduceți aminte, chiar dacă vi s-ar arăta nu știu ce semne, tot n-ați crede. Chiar dacă s-ar întoarce cineva din morți și v-ar spune, tot n-ați crede. Ok? Deci oamenii aceia indiferenți, spectatorii care nu neapărat vroiau ei semn, ci se aflau acolo în treabă. Deci erau trei categorii de auditori. Vreau să vă spun, în orice context te vei afla, vei avea acest, aceste categorii te vei confrunta cu aceste categorii de, de ascultători sau de oameni care vor lua, unii vor lua în seamă mesajul și vor fi atinși, alții a, să mă în și alții vor deveni împotriva. Tot timpul, nimic nu o susoare. Dacă cu Isus au făcut așa, și cu tine vor face. Ok? De ce, de ce se întâmplă o împotrivire în contextul eliberării? Da? Pentru că în versetul 17, zice, Isus le-a le cunoscut gândurile și le-a zis, orice împărăție dezbinată, de fapt, uitați-vă că Iisus îi ignoră pe ea cu semnul din cer. Deci pur și simplu știe că nu are cu cine discuta. Da? Deci pur și simplu nu le răspunde. Deci dacă citim cu atenție, Iisus nu răspunde celor care vor semn din cer. De aceea, oamenii indiferenți ignoră -i. Oamenii indiferenți sunt indiferenți. Ei n-au interes. Cine caută, găsește. Cine bate, se va deschide. Da? Chiar mai, mai mult ai de, de, de câștigat cu cei care sunt împotrivitori, că dacă le dai argumentele potrivite, s-ar putea să se întoarcă. Înțelegeți? Dar oamenii indiferenți și asta se aplică, se aplică în orice context al credinței. Oamenii care sunt total indiferenți la învățătură, la cuvântul lui Dumnezeu, la ceea ce le dai ca sfat, nu poți să faci nimic. Nu poți să faci nimic. Ok. Uh, orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustită și o casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste alta. Deci, dacă satana este dezbinată împotriva lui însuși, cum va dăinui împărăția lui, fiindcă ziceți că eu scot dracii cu Belzebul? Da? Uh, orice împărăție nu se subminează pe sine. Orice împărăție nu se suminează pe sine. Deci orice împărăție nu se suminează pe sine. Și asta, asta învață Isus. Uh, avem contexte când uh, auzim de nu știu ce vraci, nu știu ce vrăjitori de, sau oameni de, care practică magia albă, că exorcizează. În timpurile noastre sunt destul de mulți, în diferite colțuri ale lumii, uh, prin tot felul de practici fac exorcizări. Care, chiar și în anumite mănăstiri se fac exorcizări. Problema este, Oamenii aceia sunt exorcizați pentru că exorcizare înseamnă ca demonul să iasă și omul să fie făcut liber. Sau este spectacol? Asta e problema. Am întâlnit nu odată, de foarte multe ori, am întâlnit oameni pe care eu i-am oprit și am zis, ok, nu mai continui să mă rog pentru tine. De ce? Pentru că spectacolul manifestării, da, pentru ei era show. Sunt oameni care unii oameni care se roagă pentru exorcizare și ca să fie făcuți uh, oamenii liberi, numai pentru că oamenii aceia se manifestă. Dar ei fac o greșeală. Ei fac o greșeală pentru că uh, omul ajunge să se hrănească din spectacol. Sunt de obicei, de obicei, oamenii care fac spe, uh, astfel de spectacol și eu zic uh, că uh, cu mare responsabilitate lucrul acesta, da? Uh, Trebuie să te uiți cum este omul. Pentru că sunt oameni care au probleme foarte mari cu respingerea. Au foarte mari probleme cu lipsa de acceptare. Și ei ajung încet ca prin manifestare să primească atenția celor din jur. În sfârșit, cineva îi vede. În sfârșit, cineva îi pasă. Cineva vine să-și exprime dragostea față de persoana respectivă. Și oamenii ajung să se, să se hrănească cu manifestarea proprie, poate fi o manifestare reală, demonică. Și diavolul începe să se joace cu acel om, fără să fie acel om să ajungă să fie eliberat. De fapt, omul acela nu mai vrea să fie eliberat. Am întâlnit am cazuri. Încă de când eram elev la școala biblică, am văzut un caz, am fost prezent, am fost martor, cum uh, un puștan slab, deci foarte slab, da? foarte slab, Uh, arunca 4-5 bărbați vânjoși la câțiva metri, nu puteau ține și a venit pastorul uh, pastorul meu și a pus piciorul pe el și a zis în numele lui Iisus acum te oprești și încetezi diavole orice spectacol. Și omul ăla s-a oprit așa tinerelul ăla. S-a ridicat tinerelul și a revenit, dar nu mai transpira era lucid și spune tinere du te acasă și pocăiește-te pocăiește-te pentru că tu te hrănești din acceptarea celor din jur. Ai început să te hrănești din acest spectacol. Da? De aceea, de foarte multe ori, de ce există această variantă a show-ului în care omul începe să se hrănească cu manifestare, manifestarea proprie, din partea chiar a Duhului Celui Rău, alții încep să facă spectacol fără să fie absolut nimic și se joacă. Am avut iarăși un caz de genul acesta, unde vreau să vă spun, se întâmpla în Brașov Uh, au fost mulți creștini acolo cu chitările, au făcut post și rugăciune, au făcut război spiritual și era o, puș o, o fată, o puștoaică necreștină, era hidoasă, rău, cum arăta, că slăbise de la boală, nu, nu mișca brațele, era un, avea un handicap fizic total și era dusă de braț, în brațe de mama sa, pus acolo în living și și rupeau lanțurile și așa și ea îi înjura vulgar și porcos în toate chipurile și zicea, uite, diavolul, ce să luptești. Cineva m-a chemat și pe mine. Am intrat în casa aceea și am martori în biserica noastră, că nu am fost singur, am fost cu 2 trei, trei persoane de mai multe ori. Și când am intrat în casa aia, am zis, aici nu este demon. ce deci, Nu este Duh. Și stăteau persoanele care m-au dus creștine și erau șocate că doar printr-o simplă conversație eu am ajuns să vorbesc cu persoana aia față către față. Și chiar să glumim. De fapt, o biserici, nu o biserică, biserici au fost duse într-o într stare de, de, de manipulare în care să creadă că femeia aia este plină de dragi și plină de demoni. Eu am zis, e, e periculos ce faci. Te joci cu focul și e imposibil să nu te ardă. E imposibil să nu te ardă. Dar femeia aia, pur și simplu, Uh, pentru că mama ei o prin toate mănăstirile, văzuse deja destul de multe lucruri, cum la nume se manifestă, preluase informația și uh, actoria și începea să joace rolul pentru că nu, oricum știa că nu era lăsată în pace. Și mai era și moment de vizitare, o mai vizitau și oamenii, că oricum nu aveau nicio rudă, nu avea pe nimeni. Uh, și fata respectivă pur și simplu era foarte lucidă, am discutat foarte lucid cu ea, nu mai intru în detaliu, oricum era hidos, a început, vrea să mă zgârie, să mă muște și m-am dus așa lângă ea. Ai fă. Și a buvnit o rus. Buvnit Ok. De aceea, Hristos, mă întorc, Domnul Iisus spune foarte clar că diavolul, dacă dacă ajunge ca prin puteri demonice să scoată demoni din, uh, din cineva, se subminează pe sine. N-are cum. E, e, o autoritate împotriva, uh, împotriva sa și nu, 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 nu funcționează. Sunt principiile împărăției. Da? Uh, și dacă eu scot dracii cu Belzebulul, fiii voștri cu cine îi scot? De aceea ei înșiși vor fi judecătorii voștri. Aici foarte, foarte sumar, Uh, punctez Israelul cunoștea experiența eliberării. Israelul avea cunoaștere de uh, uh, ce însemna exorcizarea, cunoștea ce înseamnă să, că, să vezi pe oameni uh, cum oamenii sunt făcuți liberi, erau evrei care practicau lucrul acesta. Uh, problema s-a pus atunci când ei au folosit numele lui Iisus. Da? Nu știu prin ce metode Uh, uh, făceau ei exorcizări, da? dar Isus le atestă că erau și uh, problema a fost când fiii lui Șceva au folosit numele lui Isus, da? și al lui Pavel. Și zice, stai puțin, că aici a ai intrat pe un alt teritoriu interzis. Nu ai voie să mă scoți, voi cine sunteți? Și au, atunci au pățit-o rău de tot. Bun, uh, că vor fi judecătorii voștri, uh, Răspund la o întrebare care mi s-a pus din partea voastră. Uh, nu e vorba de judecata finală. Deci nu e vorba de judecata finală, ci e vorba de acei martori. Măi, dacă aceia care nu au autoritate, pentru că nu, ne scrie, uh, Domnul Iisus zice că el are autoritate să calce peste toată puterea vrăjmașului și iată vă dau autoritate. Ca să dai autoritate înseamnă că ai. Și El era Mesia. Deci Luca 4 cu 18, tot în Evanghelia după Luca, Iisus își începe uh, 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 slujirea prin a, cita, prin a cita pe profetul Isaia uh, pasaj biblic cu privire la Mesia. Adică când El a spus, persoana descris aici sunt Eu, toți au înțeles că El uh, se autonumește Mesia. Și dacă citiți cu atenție Luca 4 cu 18 și 19, veți vedea că lucrarea uh, lui Mesia se contura prin salvarea oamenilor, restaurarea lor fizică, emoțională, uh, eliberarea lor de, uh, de robia trecutului, a păcatului și de orice robia diavolului. Da? Deci făceau parte din, uh, din semnele lui Mesia. Când uh, ucenicii lui Ioan Botezător au venit și au zis, tu ești acela, Domnul Iisus le îndreaptă ochii și se spune, ce vedeți? Uitați-vă ce vedeți. Semnele, semnele care sunt scrise în Scriptură despre Mesia, le vedeți în toată slujirea mea. Deci, dacă fii, dacă, dacă fii evreilor scoteau demoni, vă asigur că nu înviau viau morții. Vă asigur că nu făceau vindecările pe care Hristos le făceau, pentru că erau unici. Așa ceva n-am văzut în tot Israelul, ziceau toți din vremea aceea. Dar exorcizări existau. Exorcizări existau. Bun mă întorc la, la, la versetul 15 și aș vrea să punctez că mi-am adus aminte, dar unii ziceau, cine erau acei unii? Dacă stai cu mare atenție, pentru că e, e cu greutate, cine erau acei unii? Și dacă vă uitați prin toate trimitele, veți observa, atât în Evanghelia după Luca, cât și în Evanghelia după Matei și în toate celelalte Evanghelii, acei unii erau cărturari și farisei. Erau cunoscători de Scriptură. Erau oamenii care așa ar fi trebuit să-L identifice pe Iisus, ca Mesia. Și cu toate acestea, nu puteau. De ce? Pentru că ei erau orbiți de propriul lor legalism. Deci, concluzia mea este că legalismul te orbește și te ține la distanță de binecuvântare. Întotdeauna, legalismul te orbește din punct de vedere spiritual. Nu poți să umbli în legalism și să vezi lucrurile clare. N-ai cum. Legalismul este rigid, își trasează propriul drum, pe când harul deschide ochii. Libertatea deschide ochii. Înțelegeți? Gândiți-vă, tot, tot cărturarul și fariseilor Iisus le spune, voi aveți pe tată, ca tată pe diavolul. Diavolul. Ok. De aceea, de ce de ce ei n-au putut să-L primească pe Hristos? Pentru că aveau propriile lor prejudecății. Aveau propria lor înțelegere. Ei erau deja prea învățați ca să-I mai învețe altcineva. Deja știau prea multe ca să mai audă de la altcineva. Ok. Um. 21. Uh, 20. Dar dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Dacă eu scot, dragii, cu degetul lui Dumnezeu. Este o expresie care nu este foarte des întâlnită în Scriptură. De fapt, mai bine spus, o întâlnim de trei ori în toată Scriptura. Expresia degetului lui Dumnezeu o întâlnim de trei ori în Scriptură. Una, când vrăjitorii din Egipt, când au văzut minunile și plăgile, da, au spus, acesta este degetul lui Dumnezeu. Asta e prima, prima, dată. A doua oară o găsim aici în Noul Testament și nu la modul întâmplător o pun ultima. A treia oară este când Moise vine cu uh, plăcile, cu cele 10 porunci care au fost scrise de degetul lui Dumnezeu. Avem trei referiri cu privire la degetul lui Dumnezeu care ne vorbesc despre două acțiuni diferite. Degetul lui Dumnezeu scrie scriptura și degetul lui Dumnezeu face minuni. Degetul lui Dumnezeu scrie scriptura și degetul lui Dumnezeu face minuni. Și așa cum bine a observat cineva, dacă ușor te duci la uh, trimiterea din Matei și vezi aceeași situație, acolo îți spune exact aceeași întâmplare, Matei spune dacă eu scot draci cu Duhul lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu a venit la voi. Bun. De ce odată scrie degetul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu? Ți-ai pus întrebarea. De ce Matei spune Duhul lui Dumnezeu, iar Luca alege degetul lui Dumnezeu? Pentru că Matei scrie un auditoriu care, când îi spuneai Duhul lui Dumnezeu, înțelegeau despre ce este vorba. Erau evrei, Duhul Domnului a coborât peste, 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 peste. Știau despre ce este vorba. Luca scrie neamurilor. Și când scrie neamurilor, probabil că Duhul Sfânt zice, știi ce? Aici îi, îi băgăm în curcături. Ideea nu este despre Duhul lui Dumnezeu, este altă lecție aici. Învață că e degetul lui Dumnezeu. Adică gândiți-vă ce face degetul. Punctează, pune punctul pe i, pune, localizează, e precis. Da, i ducea pe oameni, gândiți-vă de ce oare Luca nu scrie ca Ioan, de ce doar Ioan dă învățătură despre Mângâietorul. Avem trei capitole care ne vorbesc despre cine este Duhul Sfânt, pentru că Ioan vorbea, a scris Evanghelia către biserică, către credincioși care deja știau despre Duhul Sfânt. Vedeți, Dumnezeu are uh, umorul lui pe de-o parte, dar are și înțelegerea lui. El nu vrea să te încurce. Mă duc aminte, eu, primii ani, habar n-am avut de Duhul Sfânt. Știam că Duhul Dumnezeu nici o dată n am. Niciodată n-am vorbit cu el, m-am rugat. Dar a fost cu putere peste viața mea. A lucrat în mod extraordinar peste viața mea. De ce? Pentru că el ia în seamă vremurile de neștiință. El ia seamă vremea că dar eu niciodată n-am vorbit cu Duhul Sfânt. Ok, nu nicio problemă. Poți să începi de pe acum să vorbești. Acum ai auzit că Duhul Sfânt e o persoană și poți să alegi o relație cu El. Pentru că El oricum era acolo prezent în tine. Bine. Deci dacă eu scot dragii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns la voi. Pentru mine, asta este capital. Pentru mine, pentru slujirea mea și pentru biserica în care Domnul m-a pus să slujesc. De ce? Pentru că eu vreau ca degetul lui Dumnezeu să fie în mijlocul nostru. Da? De ce? Pentru că El scrie Scriptura și El face minuni. Cuvântul și minunile trebuie să meargă întotdeauna împreună. Lucrarea Duhului prin cuvânt, prin revelație și lucrarea Duhului prin minuni și eliberare, ele trebuie să meargă împreună. Da? Și e foarte interesant cum spune aici. Când oamenii încep să fie eliberați, este un semn că împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Eliberarea se face în atmosfera împărăției. Eliberarea se face în atmosfera împărăției. Iar noi defineam în Biserica.0 că împărăția lui Dumnezeu este aria sau locul în care lumea funcționează după regulile împăratului. Este aria în care sau locul în care lucrurile funcționează după regulile împăratului. Adică, deci, cu alte cuvinte, când vedem manifestări în mijlocul nostru, când vedem revelații, că Domnul dă revelații din cuvânt, să fim convinși că împărăția lui Dumnezeu este aici și iată, se dă, se întoarce filozofia sau teologia unora că trebuie să așteptăm o împărăție să vină. Da, împărăția veșnică va fi în ea, dar ea se manifestă încă de pe acum prin biserică. Amin? De aceea Iisus ne învață în rugăciunea de bază să ne rugăm, vie împărăția ta. Căci atunci când vine împărăția ta, voia ta se face cum? Nu după cum vrem noi, ci după cum este scris în ceruri, se împlinește și aici pe pământ. Amin? Când omul, versetul 21, când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile ei sunt la dăpost, dar dacă vine peste el, unul mai tare decât... El și-l biruie, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte părțile luate de la el. Concluzia pe care eu am tras-o este principiul autorității. Principiul autorității. Când vine, pentru că mulți dintre voi n-ați făcut armată, erai șef până vinea unul mai mare în gracatine. Deci tu erai bosul nu conta ce grad ai. Dacă tu erai cel mai înalt grad acolo, puteai să fii caporal și să conduci o companie întreagă. Da? Pentru cei care nu știți ce înseamnă companie, era vorba de sute de soldați. Și un caporal, un biet caporal, dădea ordine, culcaturi, târâșuri, ca cel mai mare general. De fapt, problema asta era cea mai mare, că ăla cu gradul cel mai mic, când el era, rămânea șeful, era mai rău decât generalul. Înțelegeți? Dar întotdeauna când vine ăla mai tare în grad, cel mai slab în grad se supune. Și cine a venit? Iisus Hristos, care era cel mai înalt grad, Domnul Domnilor, Regilor, Regilor. Da? Uh, Haideți să vedem în acest principiu, da? concluzia este principiul autorității. Nu, nu, este, nu, este, nu vă ajută să auziți concluzii clare și apoi comentate, pentru că vă rămâneți ca niște puncte de predică sau ca uh, uh, vă, vă ajută să, să vă rămână principiul de bază în acel pasaj și rămânând în, în momentul când vei citi a doua sau a treia oară, zici, da, principiul autorității, autoritatea mai mare sau cel mai înalt în grad uh, uh, îi va supune pe cei mai slabi. Ok? Când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile sunt la dăpost. Și aș vrea să punctez o, un comentariu foarte bine pus la punct. Și anume că uh, își păzește casa dacă citim mai jos. Domnul Isus ne explică. Cu scriptura asta e un principiu. Scriptura se explică cu Scriptura. Scriptura se tâlmăcește pe sine. O prorocie se explică cu Scriptura. Uh, Domnul Isus ne spune că casa este un om. O casă uh, curată și împodobită. Și uitați-vă, când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, Imaginați-vă că lumina, e, ca să o lămurim, cel tare este diavolul, clar, despre el este vorba aici, despre Belzebul, nu vorbește despre celelalte ierarhii demonice, el vorbește despre șeful șefilor. Da? Și zice, în mentalitatea lui Satan, în mentalitatea diavolului, întotdeauna el privește pe om ca o casă, ca un loc în care șade și care vrea să-l să păzească, să-l aibă sub proprietatea sa. Gândiți-vă. Cum îl numește Isus pe diavol? Iată și îmi rezonează epistola lui Iuda care spune că și trage atenția celor care își bat joc sau folosesc cuvinte de bajocuri la adresa diavolului și zice, atenție, da, nici îngerul Mihael când a venit să se lupte pentru trupul lui Moise n-a îndrăznit să ridice cuvinte de o cară. Da? Și vedem pe unii taie craca lui Satana, ca să cadă jos, cântam prin tabere, da? Ok? E uh, Domnul Iisus, da, pentru cei veniți din lume, nu mă... dar uh, gândiți-vă, Domnul Iisus îl numește pe diavol cel tare și bine înarmat. Oameni bun. Problema cea mai mare este că îl suminăm pe diavol de foarte multe ori. Mi-aduc aminte exemplu frumos, a sunat fain, dar care într-un fel sau altul m-a afectat pe parcursul vieții mele de credință. La începutul vieții mele de credință, prima săptămână după ce m-am pocăit, oamenii prin care m-am pocăit au ținut un, un curs biblic, timp de o săptămână. Da? În fiecare zi, două ore, în fiecare seară, extraordinar. Și acum nu ar trebui să stau pe gânduri să vă spun câteva mesaje din, din acea săptămână. Le mi s-au întipărit foarte bine în duhul meu, în mintea mea și m-au ajutat pe parcursul vieții. Dar au fost câteva exemple care m-au și dezavantajat. De exemplu, la o temă extraordinară de bună, autoritatea credinciosului. Da? Și se vorbea despre autoritatea asupra diavolului. Și ni se spunea, vreți să știți cine este diavolul? Vreți să aveți o imagine despre diavolul? Că diavolul care răcnește, diavolul este ca, ca și cum ar fi aici o perdea, o perdea pe scena asta, o uh, cortină, și de acolo am auzit <sus> Și lucruri de genul ăsta <sus> Că răcnește ca un leu Și zice, atenție, acolo zice Ca un leu, nu este leu Dar când dai perdeaua la o parte Cortina la o parte, de fapt acolo se Cel care făcea <sus> Era un șoricel la mixer Și cu microfonul da? Ok, și asta a fost imaginea da, A fost fain exemplu dacă te minte Că creează o altă imagine Lucruri bune Așa este. Crează o altă imagine decât ceea ce este el. Da? Câteodată, la unii dintre voi, și eu asta vă spun uh, ca și cuvânt de descoperire acum, care mi l-a dat Duhul Sfânt, la unii dintre voi nu face. <laughs> la unii dintre voi este prietenul cel mai bun. Da, da. Vai. Wow. Nu e așa că nimeni nu te iubește. Ai observat. Astăzi să nu te-a nimeni. Da, eu te înțeleg. Să nu mai vorbești cu el sau cu ea. La unii va deveni prieten foarte bun. Ok. iar, nu știu de ce am spus, dar bănuiesc că e o chestie foarte directă și foarte personală pentru unul sau câțiva dintre voi. Lucrul ăsta m-a afectat, într-adevăr, mi-a arătat că diavolul se maschează, că diavolul se camuflează, dar în același timp l-am luat și în bajocor. L-am luat și în bajocor. Mi-aduc aminte de momentele Uh, 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 la începutul credinței uh, veneam de la școala biblică încărcat de cuvântul Dumnezeu, eram plin de Duhul Sfânt și uh, coboram în orașul părinților mei și în momentul, în momentul când pășea piciorul meu pe peronul gării din tren, spunea, demoni, așa spunea, demoni, prinția întunericului, voi căpetenii peste acest oraș, tremurați și strigați de frică că șifonel șerban a coborât din tren. Eram un prost de 19 ani. Uh, nu vă mai povestesc cum arată plecarea mea la școala biblică după o vară petrecută la părinți, că în timpul verii se întâmplă multe cu tinerii. Așa. Și uh, diavolul zicea, ok, lasă că ți arăt eu ce tremure eu de tine. Na. Bun. O să La timpul potrivit o să vorbim și despre... Uh, area de autoritate care ne-a fost dată. Ți nu ți-a fost dată autoritate să te lupți cu demonii peste un oraș. Ok? O să vorbim despre nivelul cerurilor în care ți-a fost dată autoritatea. Doar în primul cer. Ok? O să la timpul potrivit. Uh, când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la dăpost. Mie asta mi s-a părut extraordinar. Ce este casa? zi eu. Tu, eu. Și zice când diavolul își păzește averile, îi sunt la dăpost. În casa aia sunt averi. În tine sunt averi, sunt comori. Sunt lucruri prețioase pe care bunul nostru tată din ceruri le-a pus în momentul creației tale. În momentul când a suflat în, în pântecele mamei tale viață, el a pus acolo averi. Averi. Și diavolul știe că averile, cât timp el vor își va păzi bine această casă, acele averi sunt acolo unde trebuie. Sunt acolo unde trebuie. Sunt acolo unde trebuie. Dar dacă vine peste unul mai tare decât el, și noi știm Că încă de la început, de la care, din momentul geneza, din momentul uh, căderii în păcata omului, când Dumnezeu a zis, diavole, ascultă-mă ce spun, din femeia asta care a făcut-o să păcătuiască, va ieși o sămânță care îți va zdrobi capul. De, de atunci a spus cine e generalul? Regele regilor. De atunci a spus. Și când Domnul Isus a venit, demonii au venit și a zis, de ce ne chinuiești înainte de vreme. Ei n-au stat și să lupte împărăția luminii împotriva împărăției întunericului. Nu vreau să folosesc cuvinte după care trebuie să mă pocăiesc. Oameni buni, ce mâncare băgăm în spiritul nostru. Da, diavolul se opune, diavolul, face tot felul de strategii, dar cine poate să stea în calea lui Iisus? A venit ăla cu legiuni de îngeri, de demoni în el. Și i-au cerut, l-au rugat pe Isus. Și Iisus era om. Înțelegi? Era om ca tine și ca mine. Fiul de Dumnezeu fără păcat, era om. Și sus, cum te numești? Dă nevoie în porci, du -te. De ce? Pentru că demonii știau clar Că Isus își cunoaște autoritatea. Cunoaște principiul autorității. Domnul Isus n-a zis mă, da, n-am postit. Isus a știut clar, trebuie să iasă afară. Nu contează, câți sunteți? Șase mii, afară. Dar unde ne înghesuim? În turma de porci. Înțelegeți? E principiul autorității pe care Isus cel tare, cel mai, mai mare da, zice uh, îl biruie L-am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Când îi trimite pe, pe ucenici și ucenici și Doamne, chiar și dragi ne sunt supuși, el zice, l-am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată, v-am dat autoritate să călcați peste șerpi și peste scorpi și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă vă vătăm. Principiul autorității. Atunci, îi ia cu sila. Când zice că ia cu sila acolo în, 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 în greacă, i-a forțat. Vrei, nu vrei, ți au forțat. Ia cu sila armele în care se încredea. Te-ai gândit vreodată, ai stat și să citești, păi care sunt armele celui rău? ia armele. Armele în care se încredea. Armele în care se credea. Ce arme? Ce are diavolul? Vă dau un exemplu nu se intru în detaliu. O armă cu care diavolul leagă pe oameni și își păzește bine casele. Muzica. Te gândi la minciună, te gândi, sunt. Muzica. În timp ce unul ascultă o muzică, ajunge să-și taie venele. În timp ce ascultă o muzică, promite că nu o să mai vorbească cu persoana respectivă. De Că Muzica este un limbaj atât de puternic în care intră în spiritul tău, în duhul tău și te afectează. Eu pot să înțeleg oamenii care savurează muzica din lume. Ok, nu vorbesc de... Ți-am dat un inel, mare cât e din lumea mea. Păi, și aia o pot savura. Dacă când asculti miezul ierbiadului adus pe pământ în muzică, aia nu mai înțeleg. Aia intră direct în spiritul tău. E o armă cu care diavolul știe să lege oamenii. Uitați-vă toți tinerii în concerte. Și când ajung în biserică, dar ce ridicați mâinile? La concert ce faci, mă? Acolo e altceva. A, pentru dracu merge. Da? Unii spun că nici acolo, nici în biserică. Aia păi, sunt mai al dracului. Da! Când pomii ba din palme, când, când, toți, zice, ridicați mâini către cer. De ce? Pentru că este, o, este o, o, exprimare a trupului care are nevoie de Dumnezeu. E comand trupului tău, întinde despre Domnul. Dacă aș fi, m-aș agăța cumva, așa aș sări până tavan. De ce? Ca trupul meu să, să, să exprime ce simte Duhul meu. Orice copil care l-am avut în perioada Prunciei, când de-abia mergea în picioare, primul lucru când s-a de mine, primul lucru, ridică brațele, urmărește bebelușii care de-abia merg în picioare. Primul lucru când ajung la mama sau la tata, ridică. De ce că vor să fie luați acolo unde e siguranță? Înțelegeți? Și deavolul știe asta. Are arme, 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 are minciună, are, are, are tot felul de, de, de arme cu care știe să distrugă, să, ține, să țină în protecție averile pe care le ai în viața ta. De aceea noi încurajăm oamenii în biserică și punem pe acel, acea cerere de, de, de membru. Scoateți averea pe care diavolul o păzea foarte bine cu toate armele. Scoateți averea. Pune-o pune, -o, pune -o la, la picioarele Domnului să fie folosită. Pentru că de a, -a creat-o. Pentru că în momentul când tu îți identifici darul și îl pui în slujba Domnului, nu toți pot să cânte. Mi-ar mi place să cânt și eu, e extraordinar cum cântă unii. Dar ce să mai mă păcălesc pe mine, să mai mămim pe mine că voi ajunge acolo. Nu, cu făcălețul mână sau cu ăla de bătutul sturoiu sau cu dușul acasă, fac ce concerte vreau eu. Dar la, pe alții în public să o facă care Dumnezeu le-a pus averea aceea în ei. Poate ai averea să citești, mă uit la soția mea, citește o carte de genul ăsta, nu știu când a început și deci când a terminat. Băi, mă descurajez total, nu mai în fața mea. Deci mă mai în fața mea. Mă ales că sunt și păstor. Zic ar trebui să citim. Mă descurajează total. Dar e un dar. Și Dumnezeu a pus acolo avere. Și ce faci cu el? Bagă în burtă să Vedeți? Și având averea și să nu știi ce să faci cu ea, cum anume să o folosești. E foarte important, nu? Iată cât stau pentru, pentru un, un pasaj care e nesemnat. Câte comori sunt aici. Dar vreau să vă spun, cine sapă adânc, găsește lucruri mari. Cuvântul este ca un pământ cu care sapi. Wow! 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 Și nu este filozofie, este învățătură. Da? Ok. Nu aș mai spune așa foarte scurt și împarte prăzile luate de la el. Fraților, a împărțit Iisus prăzile într-o biserică, de exemplu. Unul vorbește bine ca și mine, altul <laughs> glumesc, altul, altul cântă extraordinar, altul e un administrator foarte bun, altul e un constructor. Am împărțit Domnul prăzile între noi. Să ne bucurăm toți împreună. Înțelegeți? Asta a făcut. Asta a făcut. Cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu adună cu mine risipește. Concluzia. Nu există zonă gri. Simplu. Nu există zonă gri. Ori în barcă, ori pe mal. tu te duci la fund. Orice notator, cât de bun ar fi. Sunteți de acord cu mine? Orice notător, cât de bun ar fi. Fără ceva care să-l susțină, e vorba doar de timp să se nece. Nu ai cum. Ori îmbarcă în corabia lui care e biserica, ori pe celălalt mal. Nu ai cum. Și se zice foarte clar, oameni buni, nu ești cu mine? Nu ești în barca mea? Ești în mea. Nu mai te minții sunt într-o zonă gri, așa cum stau să mă cercetez, să mai analiz... Nu, nu, nu. Asta spune cuvântul. Doamne, trebuie să-mi îngrop părinții. Lasă morții să-și îngroape morții. Gândiți-vă ce compasiune a avut Domnul Iisus. Bă, da, ce lipsită, ce pastor. Cum să-i spună chestia asta? Lasă morții să-și îngroape morții. Tu vino. Când te chem eu, tu vino. De ce? Pentru că ar să stabilească prioritățile, la arătat în inima fiecare dintre noi prioritatea. Este ceva ce te poate despărți? Este ceva ce te poate împiedica să mă urmezi? Acel lucru trebuie să le pezi. Nu le zici la toți. La toți le-a zis să își averile? Nu, la toți. Unii s-au oferit de bună voie, dar când l-a prins pe ăla care se considera cel mai tare dintre toți, așa domnul plin de milă și compasiune, a zis, mă, tu ar trebui să vinzi tot. Așa, dacă eu aș fi Iisus, cred că așa, aș, ar fi arătat Iisus. A <gântu> puști, mă. Ia vinde tot tot. De la săraci și atunci, într-adevăr, ai viață veșnică. Ca și cum viața veșnică ar fi stat în bani. Nu. I a arătat că ăla era Dumnezeul lui. Ca pe întristat. Și a zis, genul ăsta de om să fie mântuit este exact ca și cum mai crede că o cămilă poate să intre prin gurile acului. Prin găurile acului. Ok? Duhul necurat când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă, dihnă, fiindcă nu o găsește, zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Duhul necurat când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, adică pustiu, umblă în locuri pustii. Și caută o dihnă. Da, da. da. Ei, vorbim despre ceva, dar că sunt duhuri care nu, nu, au, nu au acces sau nu, nu se atașează, nu intră în om. Sunt duhuri care sunt specializate pe o anumită latură. Deci, să înțelegeți foarte bine, îngerii au făcut parte din armata lui Dumnezeu. În armata lui Dumnezeu se știe foarte bine ierarhiile. Armata la asta s-a desprins și a devenit demonică, a devenit a lui Satan. Iar a rămas cu ierarhii foarte bine împărțite. Ei știu ce lucrează în plutoane de comandă, chestii cei opt, da? Că zice se duce și mai, 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 mai specializați ca el pe domeniu. Bun, dar... Duhul necurat, de ce se duce în locuri fără apă? Se i pus întrebarea, de ce în locuri fără apă? De ce Domnul Iisus alege să spună în locuri fără apă? În deșert, cu alte cuvinte, în pustiu. Ok, Levetic, pentru că v-am dat voie să comentați, cum e rândul meu. În Levetic 16. Era o lege cu privire la ispășire, la procesul de ispășire, adică la procesul de iertare, de a plăti pentru păcat. Da? Legea, noi știm foarte clar legea ritualică, că nu mai trebuie să o ținem. De ce? Că așa vrea Domnul. Că e har. Amin, așa este. Dar de ce vrea Domnul? De ce ar face așa ceva? Pentru că în Domnul Isus legea ritualică a fost împlinită. Adică tot ceea ce legea se spunea în lege să faci, să sacrifici un miel, să curgă sânge și așa mai departe, Hristos, persoana lui și tot ceea ce el face, împlinește toată acea lege. Da? De aceea noi, uitându-ne la Hristos și urmându-l pe Hristos, împlinim legea. Ok, uitați-vă ce îi se spune lui Aaron, da? din versetul 7. Să iei cei doi țapi și să îi pună înaintea Domnului, la ușa cortului întâlnirii. Aaron să arunce sorți pentru cei doi țapi, un sorț pentru Domnul și un sorț pentru Azazel. Aron să ia țapul care a ieșit la sorți pentru Domnul și să-l și să aducă, să aducă jertfă de ispășire. Iar țapul care a ieșit la sorți pentru Azazel să fie pus viu înaintea, în, înaintea, Domnului ca să slujească pentru facerea ispășirii și să i dea drumul în pustiu pentru Azazel. Merg la versetul 20. Când va isprăvi de făcut ispășirea pentru Sfântul Locaș, pentru cortul întâlnirii și pentru altar, să aducă țapul cel viu. Aron să-și pună amândouă mâine peste capul țapului celui viu și să-i mărturisească peste el toate fără de legile copilor lui Israel și toate călcările lor de lege cu care au păcătuit ei, să le pună pe capul țapului, apoi să-l izgonească în pustiu printr-un om care va avea însărcinarea aceasta. Țapul acela va aduce asupra lui toate fără de, fără de legile lor, într-un pământ pustiit și pustiu și în pustiu să-i dea drumul. Ok? Bun. Despre ce este vorba? Azazel. Ce, ce e acest azazel? Există, există foarte. Azazel apare în mitologia păgână. Dar în rândul comentatorilor aleg pentru că un cuvânt care nu se poate traduce, da? Un cuvânt, de fapt cuvântul Azazel e din ebraică, e cuvântul așa cum scrie în original, în armaică. Da? Cine este acest Azazel? Și se pune întrebarea, măi, cine este acest Azazel? Avem o carte care nu face parte din canonul bisericesc, din canonul scripturii. Și cartea aceasta se numește, e o carte apocrifă, orice carte care nu este canonizată este o carte apocrifă și se numește această carte este cartea lui Enoch, da? Ce este cartea lui Enoch? E o carte care o puteți lua ca și lectură, cred că se găsește online pe net, sau o puteți descărca sau o puteți cumpăra. Cartea Enoch a făcut parte din canonul evreiesc al Vechiului Testament. Și nu știu, nu mai știu, nu mai am detalii dacă mai face parte. Dar ea a făcut parte. În primele secole. Uh, Oamenii, uh, consiliile bisericești au dezbătut cartea aceasta dacă să facă parte sau dacă nu. Da? De ce? Deci face parte din Talmud, da? Ok. Uh, de ce au, au dezbătut-o? Pentru că, na, trebuia să accepte. Anumite cărți din Talmud nu au fost acceptate, da? Cartea Macabeilor și așa mai departe. Sunt anumite cărți care nu au fost acceptate în canonul uh, scripturii din punct de vedere creștin, chiar dacă ele făceau parte din uh, legea iudaică. De ce totuși s-a pus problema la asta să o accepte sau să nu o accepte? A fost o dezbatere. Că la cealaltă nu a fost nicio dezbatere. Pur și simplu au fost respinse. De ce? Pentru că găsim referiri în învățătura Domnului Isus și mai mult în cartea, în epistola lui Iuda, unde zice, citat, da? Iuda, găsiți la aproape de finalul Noului Testament, înainte de Apocalipsa, Iuda spune cum zice profetul Enoch, și dă un citat din carte. Îl citează. Sunt câte, în Petru iarăși găsim citate din cartea lui Enoch. Se știe din punct de vedere istoric că cartea lui Enoch este una dintre cele mai vechi cărți ale Bibliei. Ce anume scrie în această carte? De ce nu a fost respinsă? Pentru că se ajungea la interpretări. Pentru că cartea tratează căderea fiilor lui Dumnezeu din Geneza 6, care s-au împreunat cu fiicele oamenilor și din care au ieșit vitejii. În cartea lui Enoch, pe lângă profețiile mesianice de o curatețe extraordinară, numai pentru aia merită să o citești, să vezi cât de clar îl profețește pe Mesia, pe Isus Hristos. Aproape că îl descrie. Pe mie, dacă mi-ar pare rău, de ce nu este, mi-ar pare rău pentru acest aspect, că nu este n a fost canonizată. Pentru profețiile de mare acuratețe. Uh, cu toate acestea, acolo vorbește foarte mult în detaliu despre erarhiile demonice. Cine ce se ocupa. Și Azazel este acela care, uh, unul dintre îngerii căzuți, unii spun că ar fi chiar Lucifer, unul dintre îngerii căzuți care îi învață pe oameni făurirea armelor. Învață pe oameni tainele cerului. Și zice că din cauza lui Azazel, pământul s-a stricat ok? Dacă mie, în Vechiul Testament, mi-apare că un țap îi se duce, se, duce, la cortul întâlnirii pentru jerfă de sânge, pentru ispășire, iar pe altul se pune toată nelăgiuirea și este dus în pustiu pentru azazel, se face iarăși distinție între cele două împărății. Împărăția luminii, împărăția lui Dumnezeu și împărăția întunericului, împărăția satanei. Se face diferență între cei doi stăpâni. Dumnezeu care iartă Satan care o te umplă de fără de legi. Da? Nu este o speculație, mai găsim asta și în Isaia 34, Isaia 34, unde ni se spune că în pustiu, acolo unde este Azazel, avem de fapt o împărăție, mai bine spus, a demonicului, să zic așa. Da? Trebuie să luăm lucrurile astea și în, că nu în pustiu, te duci în Sahara, și găsește acolo tot ce găsim în Scriptură, ci este o chestie spirituală care, atenție, se poate suprapune de multe ori cu naturalul și naturalul să fie afectat. Da? Pentru că vedem, dacă analizați foarte bine și uitați-vă pe Google Maps, zona Orientului, da, mijlociu, și uitați-vă cu o mare atenție pe Google, veți vedea o mare pată galbenă, deci acolo un islamul, da? O mare pată galbenă, adică deșert, da? ca să înțelegeți, că nu e vorba de cât se-a stricat le, ăsta, ecranul, e o mare pată galbenă și acolo o pată verde în mijlocul lor. Israelul. Înțelegeți? Israelul. Deci am participat în Tunisia la o excursie, Unde mi se spune aici a fost un mare fluviu, aici au fost grădini extraordinare. Și când a secat? Acum în urmă cu o mie, două mii de ani a secat și totul s-a schimbat de atunci atunci a venit islamul. Tunisia a fost una dintre țările uh, cu creștinismul, cu numărul de creștini destul de ridicați. În Cartagina a fost o școală biblică foarte renumită, foarte mulți părinți ai bisericii s-au născut în zona aceea. Deci a fost o zonă tixită de creștinism, după ce au venit islamul și au ocupat zona aceea și au islamizat-o și afectat-o și din punct de vedere vizual. Ok, iată în Isaia 34, începând de la uh, versetul 14. Fiarele din pustiu se vor întâlni acolo cu câinii sălbatici. Ok, înainte să citim, trebuie să înțelegem. E un limbaj metaforic și Domnul Isus ne învață că e ceva legat de câini, șerpi, scorpii, păsări, da? Fiarele din pustiu se vor întâlni acolo cu câinii sălbatici și țapii păroși se vor chema unii pe alții. Da, unul se duce și mai cheamă încă șapte. Acolo își va avea locuința Năluca Nopții. Da? Și acolo Năluca Nopții e fantomă și chestii. Da? Și își va găsi un loc de odihnă. Acolo își va face cuibul șarpele de noapte. Își va pune ouăle, le va cloci și își va strânge puii la umbra lui. Acolo se vor strânge toți ulii, fiecare la tovarășul lui. Căutați în cartea Domnului și citiți. Niciuna din toate acestea nu va lipsi niciuna. Nici alta nu vor da greș. Căci gura Domnului a poruncit lucrul acesta. Duhul lui va strânge acele sălbăticiuni. Deci, <laughs> dacă te uiți la acest pasaj, la ce învață Hristos, deci îți dai seama, Iisus Hristos nu făcea nimic altceva decât să ia ceea ce nu se înțelegea și să transpună în cuvinte care oamenii puteau apoi să le înțeleagă. Și bineînțeles, prin descoperirea Duhului. Deci spunea, Duhul se duce în pustiu. De ce? Că în, pustiu, în pustiul acela spiritual, acolo, acolo sunt toate, toate felurile de lucruri, acolo se întâlnesc unii cu alții, acolo se cheamă unii pe alții, acolo se întovărășesc. Da? Acolo se duce Duhul acela și dintr-un om, da? vorbea chiar de mult probabil, da? iese... Unii spun, da, 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 dar în alt pasaj, când, când este vorba despre Duhul care este dintr-un om, că mai avem un pasaj, zice că la fel se va întâmpla și cu națiunea aceasta. Și unii dintre comentatori spun că face referire la națiunea Israel. Da și nu, da și nu. Na. Da. Mă apropii de final și zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit, fiindcă nu o găsește, zice, da? Deci duhul demonic când iese dintr-un om caută o dihnă, caută o el își găsește o dihnă când stă în om. Deci oamenii care care au manifestări demonice sau au legături demonice, de cele mai multe ori nu se pot odihni cum trebuie sau nu au somnul cum trebuie. Da? Versetul 25. Și când vine o găsește măturată și împodobită. Da? Cine este casa? Eu. da, Noi. Fiecare dintre noi suntem o casă. Cum o găsește? Măturată. Ce înseamnă măturată? Curată. Ce înseamnă asta? E vorba despre un credincios spălat curat, spălat prin sângele lui Hristos. Când spunem de credincios, spunem că credinciosul e pecetluit cu Duhul Sfânt. Da? Adică Duhul Sfânt îl pecetruiește, Duhul Sfânt îl naște pe om. Da? Dar aici nu zice doar o găsește măturată, ci și împodobită. Ce face Duhul Sfânt? În parte daruri oamenilor, da? Duhul Sfânt împodobește casa aceea. Deci, cu alte cuvinte, e vorba despre un credincios ca tine și ca mine. Dar, cel determină, pe că zice, nu intră. Interesant că nu intră. Zice, atunci se va duce de mai cu el alte șapte duhuri mai decât el, intră împreună în casă și se așează în ea și starea de pe urma omului acela ajunge mai rea decât cea din tâi. Deci, e clar că înțelegem că mai bine, mai bine deloc, fără un demon, da, fără, fără niciun demon, dar mai bine decât cum un demon, decât cu opt, nu? Sunt de acord că opt demoni, comparativ cu unul, produc mai mult rău. Nu? Deci e normal ca starea de pe urmă să fie mai rea decât cea de întâi. E, no e normal, e logic. Nu e o chestie oare ce a vrut să spună? E o chestie logică. Oameni buni, de ce Duhul profită de ocazie? Vedeți că diavolul deav nu zice a, gata, fur, în junghi. Nu, el vrea să distrugă. Zice, băi, acum este momentul să distrugă. De ce? Câți dintre voi au citit mai departe versetul 27? Doar așa din curiozitate, să vedem, băi, se leagă de text. Vedeți, asta e, de foarte multe ori este greșeala pe care o facem când studiem un text. Nu studiem bine contextul. Pentru că ceea ce urmează ne descifrează ce a vrut Isus să spună. Pe când, da? Pe când spunea Isus aceste vorbe, Adică în momentul când, eu așa al văd, da? Uh, uh, zice, pe când uh, spunea Iisus aceste vorbe, o femeie din oroț și-a ridicat glasul și a zis, ferice de pântecele care te-a purtat și de pieptul pe care l-ai supt. Ok? Bun. Ce înțeleg eu prin, prin acest text? Că în momentul când Iisus dădea învățătură despre cum anume funcționează cele două împărății, principiul autorității, ce se întâmplă cu Duhul care este dintr-un om, ce anume face când se întoarce și așa mai departe. Femeia aceea a fost atât de entuziasmată încât în timp în, spune, pe când spunea Iisus aceste vorbe, femeia a ridicat glasul și a zis băi, băi, ce mamă minunată ai putut avea, că puteți ce ai ieșit din ea. Asta a fost o, o reacție firească, plină de bucurie, dar și-a îndreptat atenția greșit. Și uitați ce urmează. Și el a răspuns. Ferice, cuvântul ferice este binecuvântat. Binecuvântat mai degrabă sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Asta este omul în care diavolul nu poate avea acces. Este omul care ascultă cuvântul în înțelege și îl păzește, rămâne în Cuvânt. Dacă rămâneți în Cuvântul meu, sunteți cu adevărat ucenicii mei. Adevărat, adevărat, vă spun că uh, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Da? Deci în momentul când tu primești adevăr, primești adevăr și nu doar primești adevăr, îl practici adevărul, practici adevărul, diavolul nu are acces. De ce? Pentru că cunoști. Poporul uh, poporul Dumnezeu pierde din lipsă de cunoștință. Ne uităm la, la, Matei 13. Când un om aude cuvântul despre împărăție, și aici este vorba despre... Despre ce am vorbit? Despre împărăție? Despre conflictul în cele de o împărăție? Când aude cuvântul despre împărăție și nu îl înțelege, se compară cu acel om în care, cu acel pământ care a căzut sămânța pe el și vin păsările cerului, da, lângă drum, vin păsările cerului și iau. Adică satana va fura cuvântul din inima acelui om. Înțelegeți? Când nu înțelegem cuvântul, când nu pricepem cuvântul ca să-l aplicăm, diavolul are acces. Este, este în combinație direct cu pilda asemănătorului. Merg împreună. Pentru că nu se contrazic. Se completează una pe alta. Privește dintr-un alt unghi și spune demonul va ieși din tine. Dacă nu înțelegi învățătura despre împărăție și o aplici în viața ta, diavolul Va veni, te va găsa, va veni cu alții mai răi decât el și starea ta, de pe urmă, va fi mai rea decât cea din tâi. De ce? Pentru că el vede în tine un teren propice cu care se poate juca și în care se poate odihni. De ce? Pentru că nu ai înțeles cuvântul despre împărăție. Și cuvântul despre împărăție vorbește despre un părat, vorbește despre autoritatea împărăției, vorbește despre execitarea acestei autorități. De către cine? Iisus a făcut tu, De către tine și de către mine. Amin? Autoritatea credinciosului o învăț din acest text foarte bine pentru că el o aplică cu privire la mut, oamenii îl critică, le dă lecție, îi spune ce se întâmplă dacă nu înțelegi autoritatea și nu ți-o exerciți cum trebuie. Despre asta este vorba. Amin.